Mihai, încă două săptămâni până la startul returului. Cum se prezintă echipa? Bine, pentru perioada în care suntem, echipa se prezintă bine. Avem câteva probleme la finalizare, că ratăm cam mult. Dar e normal, având în vedere că n-am avut terenuri cu iarbă în perioada asta. Și în astea două săptămâni sper să se pună la punct și problema finalizării și sunt convins că vom începe cu dreptul prima etapă a returului. Ca mulți accidentați, majoritatea dintre cei nou veniți, și aici mă refer la Voicu Florea și la Mariș. Sunt probleme că nu au fost într-un program la echipele la care au fost un program profesionist. Venind aici, antrenamente destul de grele, normal că cedează musculatura. Trebuie să intre și în programul normal și treptat să se pună la punct și cu partea fizică. Săptămâna viitoare, un meci cu Lucea Fără, Oradea, când? Sâmbătă la ora 11, ultimul meci amical de începerea returului. La Alba Iulia? La Alba Iulia, pe teren 1 sau 2, vom vedea, în funcție de vreme. Bine, mulțumim și succes. Domnilor!